independenții, ca să ne raportăm la... Deci nu, n-aș considera asta o, neapărat o, o acțiune... Apropo de independenți, cum vedeți aventura cu ghilimele a primarului capitalei Sorin Oprescu? Așa ca un actor din exterior, momentul acesta al flagrantului sau al neflagrantului, arestarea în sine și cum vedeți până la urmă Bucureștiul ca și bucureștean, cum îl vedeți, cum vi se pare că arată în momentul de față după anii de mandat? Și Bucureștiul ca și România ar putea să arate mult mai bine față de cât arată. Deci nu o să neg lucrul acesta. Despre Sorin Oprescu nu aș vrea să vorbesc, nu știu, la modul critic acum. Omul se află într-o perioadă dificilă. Nu știu, să-l ajute Dumnezeu să poată să-și dovedească nevinovăția. Chiar eu nu mă bucur niciodată de răul nimănui, indiferent că mi-e prieten sau că mi-e adversar politic pe o anumită perioadă. Deci nu aș vrea să comentez partea asta cu să sperăm că are, sau că are posibilitatea, va avea cu siguranță posibilitatea ca în instanță să demonstreze, să-și demonstreze nevinovăția. Dacă va reuși lucrul acesta, vă dați seama, toată lumea își va reconsidera poziția față de domnia sa. Revenind strict la primăria pe care a condus-o, vă dați seama, și în actualul context, deci cel al acuzațiilor care se aduc, normal că îți regândești părerea, deci îți redefinești părerea. Dar făcând o comparație cu ceilalți primari, cred că avem multe exemple mult mai defavorabile și defavorabile pentru București și pentru bucureșteni între predecesorii domnului. Deci îți dau o notă de trecere, să zic așa, de la 1 la 10. V-am zis, e dificil acum de vorbit. La cald, când toți suntem sub impresia ultimelor evenimente. De aceea aș prefera să vorbesc un pic mai încolo la rece, când putem face o analiză foarte obiectivă și a mandatelor domnului Oprescu, nu e al doilea mandat. Da. Nu? Și a faptelor. Ca să rămânem totuși în povestea asta capitalei. Ce face PSD-ul? A pierdut capitala în urmă cu mulți ani, cred că s-a și uitat ultimul primar al PSD-ului. Are un candidat, va susține ideea aceasta cu Popescu Piedone, lansată de UNPR în momentul de față? Va fi dificil totuși să vă încolonați în spatele unui candidat al altui partid, chiar dacă el face parte dintr-o coaliție? Eu cred că PSD-ul, ca partid important, pentru că este... cel puțin sondajele, dar și istoria, nu numai recentă, ci și istoria ultimelor alegeri, da? Confirmă PSD-ul ca unul din partidele de top din România, cel mai important partid din România, am putea spune, da? Eu nu cred că PSD-ul își poate permite să nu pună un candidat la primăria capitalei. Deci automat PSD-ul, sunt convins că va avea propriul candidat, deci nu va fi vorba de, nu știu, alte tipuri de soluții, ci de un candidat propriu. Bun, asta spuneau și sondajele care vizau electoratul PSD-ului, aproape jumătate care, din electoratul PSD-ului. Care dorește un candidat. Dorește un candidat și mai mult că dorește, sugerau acei respondenți faptul că ar fi bine chiar PSD-ul să susțină candidatura viitoare a lui Sorin Oprescu. Nu știu dacă va mai fi cazul, personal cred că va fi greu. Dar se poate găsi totuși un candidat în interiorul PSD-ului care să preia această simpatie și această... Poate găsi un candidat acceptat și care ulterior să fie susținut de toți membrii PSD. Nu se poate să nu găsești într-un astfel de partid atât de mare, cum vorbeam noi acum câteva minute, un candidat care să aibă șanse reale, mă refer, să se bată cu șanse de primă mână pentru a ocupa. De primar. La sectorul 4, la organizația pe care ați condus-o, ce se mai întâmplă? Care sunt la lucrurile acolo? La sectorul 4? Bun, ce să zic? Eu fiind foarte ocupat cu ministerul, nu am timp neapărat de organizație. Adică prefer să fac bine treaba la locul unde tot partidul m-a investit cu încredere, la minister. Și acolo lucrurile sunt de discutat, pentru că și la sectorul 4, ca și la capitală, trebuie să avem un candidat de primărie, automat. Și
PSD-ul bănuiesc că va avea o astfel de variantă. În cazul în care Popescu Piedone nu va pleca la capitală, cred că sunteți conștient că va fi o nucă grea de bătut, da, pentru orice candidat față de Cristian Popescu Piedone, da, e un adversar redutabil. Pot să admit chestia asta, mai ales că îl și cunosc și avem, da, o experiență dacă comună. V-ați ocupat o perioadă de organizație. Da. Există, poate dacă ne-l puteți spune, ar fi și ideal. Există unul sau măcar mai multe nume care să poată să vină să într-o confruntare cu Popescu Piedone dacă el rămâne la sectorul 4? E dificil de spus în momentul ăsta. Știți de ce e dificil? Pentru că, într-adevăr, adversarul este redutabil. Și nu m-aș hazarda să arunc în discuție niște potențiali candidați până când ei nu sunt validați oarecum nici în structura de partid, dar mai ales validați în primul rând de cunoașterea publică. Știți că era un politician, nu știu dacă mare sau mare, că a fost președintele României, care spunea de proba stâlpului. Dacă te duci într-o mulțime și nu se oprește nimeni pe lângă tine, toți trec pe lângă tine ca pe lângă un stâlp, ai o problemă ca politician. E, și aici, și la sectorul 4, evident că se aplică chestia asta, mai ales având în vedere că ai un adversar redutabil. De aceea, PSD-ul clar trebuie să-și caute și să-și găsească un candidat care să poată face față inclusiv lui Piedone. Mergeți cumva și pe teoria aia, e purașului scos din joben pe ultima 100 de metri, pentru că dacă îl scoți de vreme, risc să-l expui și să se consume sau chiar să aibă probleme. Eu nu sunt adeptul în general al acestei teorii în politică, pentru că eu cred că oamenii trebuie să voteze în general în cunoștință de cauză. Și cu cât cunosc mai bine candidatul și propunerile pe care le are candidatul, cu atâta sunt șansele mai mari de a atrage de partea ta. Deci nu sunt adeptul acelei teorii a iepurașului, cum îi ziceți dumneavoastră, în România, deoarece românii nu se hotărăsc pe ultima 100 de metri cu cine votează. Oamenii își prioritizează opțiunile electorale încă mult dinainte de campania electorală. Dacă ați văzut. E adevărat, la prezidențiale, într-adevăr, se schimbă lucrurile pe ultima 100 de metri, dar doar la prezidențiale. Și deși și acolo, grosul electoratului rămâne favorabil candidatului pe care l-a lăsat înainte de turul de scrutin.